Bună! Aveți idee ce se întâmplă aici? E un tur ghidat prin orașul evreiesc. Filmați? Ca să văd ce să zici. Păi nu o să zic nimic important, sunt doar curios ce este. Da, e că v-am explicat. Și cine este ghidul? Aude acolo, vorbește la megafoane. Măcar arăt bine, dau bine pe filmare. Mie îmi place. Zâmbetul, e cuceritor. Păi, ați fost un bărbat. Niște activiști care cer apărarea patrimoniului. Vorbesc despre clădirile demolate. A fost și ieri, spui și mâine la ceva. Da, dar nu pot fac activiștii asta. Primărie trebuie să facă și iată, ei despre asta vorbesc. Păi și asta pledează. N-ar trebui proprietarii de fapt să facă asta? Da, dar că timp e monument, trebuie să-l construiești într-un anume fel, trebuie să cheltui de vreo 5 ori mai mult. Trebuie recondiționat din câte știu, adică... Dar nu poți să-i obligi pe oameni, trebuie să-i ajuți cumva financiar, statul, deci ar trebui să contribuie, să-i încurajeze. De a reuși să păstreze ce este, să nu se demoleze, că și aici probabil a fost o clădire istorică și uitați-vă ce hotel au tras. A fost și ieri o plimbare de asta, va fi și mâine la ora 5. Pornim de la colegiul ăla din deal, de pe Matei Basarab și facem așa un zigzag de vreo 2 km. Mâine mai este? Da, tot la 5. Acum așa, da, mai mult de 2 ore. Ar trebui să fie un